Robi. Scopul și durata vizitei. Fii mai direct. Deci m-ai chemat că ți-era dor de mine. Da, voiam să te văd. Ți-am luat un buchet de flori. Ce scopul foarte, și durata? Nu, să foarte te văd. Frumos. Vreau să stau puțin cu tine. Și ești gelos pe Patrick, am înțeles. Vezi așa ceva între tine și el? Eu din nu, punctul meu de vedere, tu, cred. Păi nu, dar nu se apropie prietenești. El mi-a dat, l-am întrebat și pe el și mi-a dat un exemplu pe Giulia. Așa, că așa se ia și cu Giulia, păi și da. Nu știu, și am zis că nu e adevărat. Cum nu? Ba nu. Păi de unde știi? Păi cu Giulia nu face chestii de astea. Nu stă păi atât de apropiat, ca să zic. Păi bine, vezi că a făcut multe, gen mi-a pupat mâna și de două ori fix când te-ai uitat. Băi, tu, gen tocmai ca să vezi, că, adică nu e ca având și în vedere că a avut date cu Rebecca, da. Mie mi se pare puțin ciudat știind că păi Rebecca nu, dar oarecum... el a spus că nu îi place Rebecca, adică îi place Rebecca, dar nu simte în direcția aia de relație. Nici cu Patrick nu vreau să mai vorbesc. E supărat pe el? Nu că sunt supărată, nu, mi-a plăcut chestia că zi, prima dată a zis că nu m-ar fi votat pe mine, după, de fapt, da, m-ar fi votat pe mine și a mințit, că pe cine să votez, că nu știu, că nu știu cum. Bun, ok, n-am cunoaștere, dar eu pe ei i-am protejat și fără cunoaștere. Poți greșa la ta. Exact. Și am zis că nu o să mai fac asta niciodată, nu o să mai aparte nimănui. Bine, și cu Gage ce ai vorbit? N-ai auzit? Nu. Nu? Nu, spune că a stat 5 minute, nu ți-a pus o întrebare și restul v-ați uitat pe pereți. Nu, no, uită-te la televizor ce am vorbit. Zi eu, dar de ce am vorbit? De ce? Uite, sunt curios. Nu știu, nici nu mai știu. I-am zis că... Ia, uite, la ea nu mai știe ce a vorbit. Păi da, acum 5 minute nu mai știi ce ai vorbit. Știu ce am vorbit, dar nu mai știu exact. Dar ce faci? Măi, Robi, vrei să-ți povestesc camerele mele roșii, că nu înțeleg. În loc să profiți de camera ta roșie, mă întreb de restul camerelor roșii. Păi dacă îmi pui despre alte persoane, vorbești și despre tine sau nu poți? Ce vrei să știi despre mine, nu, draga mea? Despre intențiile tale, Robi. Intențiile mari mele vor fi, dar ușor. Nu ne mai grăbim nicăieri. Eu zic să alergi, că nu se știe. Nu, eu nu vreau să alerg, că nu? Poate mă împiedic. Ușor. Cu pași mărunți. O decizie înțeleaptă. O decizie înțeleaptă, o să vezi că merită. Eu să văd că merită. Da. Merită să aștepți pașii okay. mărunți. Să o luăm și noi ca tot omul. Hai, zi, nu mai avem. Ce voi să zici? Păi ce te face să crezi că o să fie bine? Poate eu să-mi dau seama că nu. Le iau sau liniștit. O să fie. Pa, Robi, mulțumesc. Și recunoaște că e jelos, Robi. Ce s-a întâmplat? Bă! Am crezut că te speri. Ce-ai făcut, mă, cu aia? A pierdut o provocare, șef. De ce ai scris, Robi? Vă rog frumos, muzică! Pentru Robert? Bă, frate, nu i-am făcut, băi, ai vârstat paharul pe mine. Robi, nu fac, n-are rost. Bă, păi nu mai jucăm așa, frate, tu, eu eram sigur, uite, ăla l-am desenat pe față. Dar am zis că nu face provocare. Tu nu vrei să dansezi și ăsta s-a pus pe masă, cu mărul în gură, cu ăla l-am plăcit, cum a venit ca să te ducă. Dă o provocare, ok, Robert, stop. Frate, pe asta, dacă pe care am făcut-o eu, făceai? Lapte, ouă și cu făină și ai băgat fața așa. Da, o făceai, dar mai urâtă decât ai. Da, da, da. Ai auzit? Ce? Lapte, ouă și făină și bagi fața așa. Sunt nebunit, măi, dar ce fac eu măsărici aici? Bă, atunci dansează, frate, asta nu e de măsărici? Da, fac, cum? Nu știu, păi... Hai, frate, că spre... Nu poți să dansezi? În fiecare dimineață dansăm, frate, asta nu e. Pe asta a lui o făceai? Să te pui pe biliard, să-ți punem măr în gură, să punem flori pe tine? Nu o făceai, nu? De tu ai făcut asta? Păi da cum? Mă, eram aici, am pus flori pe el, cu cactusul, cu... așa stătea omul. Exact. Și? V-ați împăcat? Da. Ne-am sărutat. V-a dat cap. Asta e vrăjeală. Pe serios, nu v-a dat. Minți, nu știi să minți. Hai, coboară. Nici eu nu cred că v-ați sărutat. Minți sau? Minte. Da, eu sunt bujor. Da. Minți, da, să-i seama că mint. Mintea. Ce să sortează. Să-ți faci o poză cu ei. Mamă, dar chiar că sunt și în roz. Da. Ia. Păi chiar roșii bat înspre roz, vezi? Câte camere mai sunt? Nu mai sunt. Gata? Nu mai sunt. Mai sunt, se finie. Cu bujori în obrajori.
Trei camere roșii. Da. Ai avut Virginia. Care ți-a da. Ce întrebare? Ce întrebare nepotrivită. Îi spune-ne și nouă. Dar știi că o să fii întrebată oricum. De cine? Cât de nepotrivită e. De cine? O să fii întrebată. Deci către cine? De mine, de băieți. De a, păi de da, și aici. Eu îmi rezerv dreptul de a nu răspunde. Sunt, cum e Rebecca aia? Într-o țară liberă. Trăim într-o țară liberă. Trăim într-o țară liberă și am dreptul să nu răspund. Nu. Bine, zâmbetul tău spune foarte. Nu. S-au fost niște camere roșii, ok, nu m-a dat niciuna pe spate. Oh. Wow! Cum adică? Adică, bine, apreciez foarte mult gestul lui Robi cu buchetul. Răguț. Alegeți tu o provocare atunci. Alegeți tu. Să așteptăm să înceapă cu misiunea. Stai la bâza, să-ți dăm toți câte una dacă nu. Da chiar, bă, hai. Hai, stai așa. Hai, că la asta și trebuie toți câte o palmă. Deci acum... Păi, ce te prind pe palmocul ăsta. Păi, e singura modalitatea ta în viața asta. Hai, îți faci? Îți faci provocarea? Da, hai că stai. Să nu zici că... Să-mi dai și milionul. Deci fii atent. Doar pentru Patrick, doar pentru că e singura șansă în viața vieții lui să ai... Să-ți dea una, nu? Da. Păi în restul... Hai, dar nu dai la ta, hai să stai așa. Hai, tu să mai lasă să țină palma. Că cum trebuie să așa, 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 așa. Așa, aici. Și te lovim aici, gen. Așa, așa. Așa, deci, așa, e bine, da. Bravo. Da. Păi nu, tot trebuie să-i dăm astea pe deasă. Băi, dacă avem. Bravo! Bă, să nu știe, că poate dă unul mai tare și să nu știe cine i-a dat. Hai, bine, ok. Așa. Mamă. E un joc, Giulie, că mea știe să-i dăm. Vezi că stai stânga aici. Dar nu te mă uita, bă. Speria. Speria. Speria, da. Nu, dar ce jocuri sunt astea? Hai mai că nu-i face nimic, îi dăm bani, ce se joacă? Se numește într-un fel, mai știu. Buza. Buza, da. Nu te m-a uitat, nu te m-a uitat. Ia uite. Așteaptă doar. Hai. Ești tu pe cal. Da, mă. Ca lumea. Iubita mea, mă vezi? Ține mâna. Ține mâna. Doi. Doi. Dar nici nu se plintește. Că după aia urmați voi. Nici nu se plintește. Ce-ai? O da conexiune lui Giuli și gata, el nu dă. Hai, Patrick, tu hai, ești. Ține-ți dau și eu, că hai, n-am că dat. Eu am dat. Nu ai dat. N-ați simțit. Bun, gata. N-ați simțit-o, mai dă-i una. Haide, mă. Dar nu am dat, are mă, frate, ești nebun. Dacă era Patrick, îi dădeam, îi rupeam mâna, mă jur. Dacă era Patrick, îți dădeam mare palmă, mă crezi? Haide, mă. Hai, cine la rând? Eu, să mă. Cine urmează? Eu, mă, frate. Iese conexiune? Te-ai făcut provocare. Da. Dar ce are? Care supărăcioasă mea? Patrick. Nu. Te interesează? Ce are Patrick? Iubitu? Nu te aud. Avem conexiune. Eu am, iubitu. Da. Dar numai tu ai fost dispus să faci jocul ăsta. Dacă eu m-am pit cu ciocolată Patrick. Pe față, Giulie. Cum? Atent. Hai, Cosmin, zi. Hai că am o provocare tare rău pentru el. Stai un pic. Hai. Opriți-vă un pic. Mă vezi, dragă? Da, iubitu. Am jucat o meci de fotbal. Meci de fotbal. Nu. Am primit o provocare și n-am acceptat-o. Și până la urmă trebuie să accept ceva ca să fiu și eu rând cu lume. Dar am refuzat mult mai multe și am acceptat-o pe asta. Hai, frate. Dar nu te-ai clintit, iubitu. Eu am zis, da, stați că urmează după aia Robert și vedem. Dar nu, că nu-i rândul meu. Era să iau de la toată lumea. Hai să ne jucăm, bă. Hai, băi, hai să facă și altcineva jocul ăsta, normal. Dar stai, am făcut, că le-am, am făcut tot, făcut, am făcut. Bogdan s-a pus la rotisor. Robi s-a pus pe pat cu un par de apă în frunte și l-a vărsat. Da, eu m-am pictat. Okay. Hai, frate, eu m-am pictat cu ciocolată. Asta. I-am acceptat asta, să nu fac. Hai să ne jucăm că am o provocare smeche pentru de ce? De ce ai fost așa surprinsă? Dar cine ai vrea să facă, Giulie, provocarea asta? Jocul. Oricine, dar nu Robert. Păi da, normal. Dar nu te-ai clintit, iubitul meu. E de neclintit. Păi știu, Cosmin. Am revenit. Ce bine. Haide. De ce? Urmă, rapid. Termină mâine. Mâine. Au băieți niște jocuri interesante. Interesante? Trebuie... Știi ce primul care am văzut? Mamă, pe ce-i aici? Bilărești. Exact. Da, dar îl spărgeam, dar nu astăzi. Băi, cum se numește? Bâza. Bâza, nu? Bâza. Bâza? Așa-i zice? Da, 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 da. Bâza. Este pentru prima dată când îl vedem pe Robert că se joacă jocul ăsta, nu?
Nu, noi am avut o serie de provocări și le-a refuzat. Și am zis, bă, fă și tu una, că noi am făcut mai urâte. Păi, doamna Andreea, niște provocări de să mă plimb cu nou prin gură pe aici. Stai, crud sau fiert? Sau să danseze. Nu, un nou într-o lingură și să danseze ca Van Damme. Să țină o lingură în gură și nou să-l plimbe pe aici. Ce e greșit? Nu e nimic greșit, dar nu-i de... Nu-mi plac mie astea. Mi-aduc aminte de vremurile în care făceam astfel de concursuri, să le numesc așa, aici, în casă. Dar ce mișto ar fi. Da, da, au fost făcute și genul acesta, cu lingura și în lingură era oul. Da, pe asta, fix asta dar, vreau să... Dar nu mai ții minte dacă erau fierte sau erau curate. Dar da, dacă e concurs înseamnă că se poate câștiga ceva, nu? Da, s-au câștigat foarte multe lucruri. Inimi. Deci Robert joacă doar dacă... Și asta. Câștigă. Și asta. Slavă Domnului că avem și în acest sezon iubire. Doamne ajută. Doamne ajută. Nu foarte multă, da? Poate unii nu și-o arată. Sau poate că au început să prindă curaj. Poate. Să și-o arate. Nu? Virginia. Zi! Release. Cum?